atât voi cât și profesorii care beneficiază de 50% reducere la acest abonament, este ca școala să vă scrie în platforma pe care compania de transport public și-a pus-o la dispoziție. Deci aici ne poate ajuta doamna director prin informatician sau cine se ocupă de această platformă să vă introducă datele în această platformă, iar voi să puteți accesa ulterior această aplicație și să vă luați acest abonament care, așa cum spuneam, este gratuit. Sunt elevi care fac naveta, locuiesc în afara zonei metropolitane, da? Și acești elevi beneficiază de abonament gratuit. O altă condiție este ca dumneavoastră să aveți asupra voastră carnetul de elev vizat la zi. Ai mai avut abonament? Nu. Cartonaș din ăsta? Da, da, da. Ai cartonașul? Nu. Nu-l ai, nu? Nu ai mai avut, da? Apar după aia dubluri, trimitem la școală. Nu, n-am mai avut. Eu știu despre transportul public, că este un loc în care putem călători și de unde putem lua abonament pentru a călători gratis. Da, de exemplu, abonamentele pentru copii sunt gratis, da, sau studenți. Biletele sunt ieftine, din punctul meu de vedere. Aveți abonamente folosite? Da, da, folosim foarte des, din cauza că călătorim spre școală sau mergem la cumpărături cu familia. Eu folosesc cel fizic, deoarece încă nu am de pe aplicație, urmează să-mi fac de pe aplicație. O mare parte dintre noi, elevii, folosim abonamentele gratuite de realizate de către cei de CTP și primăria municipiului Iași și ne aduce un avantaj foarte mare pentru că sunt niște bani economisiți față de noi din bursele noastre și din tot și mulțumim frumos municipiului Iași pentru acest abonament gratuit, cât pentru zona metropolitană, cât și pentru zona internă. Ajungem mult mai ușor la școală pentru că traficul din Iași în ultimii 3 ani de zile s-a influențat foarte mare și vă dați seama, ne ajută foarte mult pe noi pentru că numai părinții noștri nu mai au acea grijă pentru noi la școală și putem merge cu transportul în comun. O campanie binevenită pentru toți elevii, mai ales la noi în liceu sunt în jur de 400 de elevi care beneficiază de transportul local și zic un oraș mai curat, mai, da, este foarte bun ca idee. Deci ideea asta este bună și chiar ne bucurăm că deschideți campania la noi. Și cursele speciale, ce? Și alea sunt și mai bune pentru că facilitează accesul elevilor mai ușor la școală. Suntem învățat că ne putem face abonamentul pe telefoane ca să ne fie mult mai ușor, să nu stăm la cozile de la tonetele de bilete. Mi se pare o idee foarte bună cu telefonul, pentru că sunt mai mulți care pot beneficia de chestia asta. Da, ne ajută foarte mult să ajungem mai repede la școală și mi se pare o idee foarte bună, pentru că așa nu mai este foarte multă aglomerație în autobuz și putem sta mai bine cu ghiozdanele și să nu ne înghesuim, să ne dăm cu atenție. De când sunt elevă, folosesc transportul, da, în fiecare lună, îmi fac abonamentul pe telefon și mi-e mult mai ușor să îl folosesc. O campanie prin care noi vrem să prezentăm elevilor ieșeni avantajele pe care le au dacă folosesc transportul public. Unul dintre cele mai importante avantaje este acela că transportul public pentru elevi este gratuit.
De asemenea, vrem ca elevii să conștientizeze că utilizând transportul public contribuim cu toții la un oraș mai curat, mai verde și mai puțin poluat. Astăzi suntem la Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida. Vom continua tot astăzi cu vizita la Liceul Petru Poni, urmând ca în decursul lunii aprilie să ajungem în cât mai multe din școlile ieșene pentru a prezenta această campanie și pentru a încerca să-i determinăm pe elevi să utilizeze cât mai mult transportul public, mai ales că acesta este gratuit pentru ei.